Vești bune pentru cinefilii făgărășeni. Aceștia au ocazia să savureze trei filme de renume care se vor proiecta la zilele cetății Făgărașului. Aceasta este o nouă surpriză dezvăluită de către organizatori. Astfel, în perioada 18-20 august, curtea interioară a cetății va deveni un mini-cinema cu intrare gratuită. Joi, vineri și sâmbătă, adică în zilele de 18, 19 și 20 august, începând cu orele 21, în interiorul cetății, în curtea interioară a cetății, vor fi proiecții de filme. Primul film se numește Cinema Mon Amour, cel de-al doilea Povești trăznite, Wild Tales, iar cel de-al treilea film despre oameni și oi, Rams, de la ora 21 cu intrare gratuită în interiorul cetății. Deci, dacă sunteți pasionați de filme sau doar vreți să vă relaxați urmărind un film, curtea interioară a cetății este locul ideal.